Bună ziua, dragii mei, și bun găsit la o nouă etalare. Vă invit la Zodia Rac pentru luna august, cei născuți sau au ascendentul în această zodie. Dragii mei, haideți să vedem ce se va întâmpla în luna august. Văd că cineva își dorește o comunicare, fie voi, fie persoana respectivă. Este o comunicare în ceea ce privește o situație la muncă sau în sânul unei familii. Da? Dacă sunteți căsătoriți, una dintre persoane își dorește să afle un anumit adevăr, fie voi, fie persoana cu care voi sunteți căsătoriți sau pur și simplu sunteți în relație. Dar haideți să vedem ce altceva putem afla. Energia generală a lunii august pentru voi este treiul de bute, nu știu cum îi spune în română, cred că așa îi spune, în orice caz, o perioadă de așteptare, de așteptare și așteptare. Vă gândiți foarte mult să vă asumați anumite riscuri în această lună, dar vă blocați și așteptați. Pentru câțiva, încerc scuze, este legat de o relație triunghiulară cu o persoană aflată departe. Însă, în orice caz, vedeți, această relație triunghiulară cu o persoană, foarte mulți dintre dumneavoastră sunteți implicați în această relație triunghiulară. Dacă nu este vorba despre o relație triunghiulară, să știți că este vorba despre eșecul de a colabora cu o persoană iubită în ceea ce privește această relație. Însă, când mă refer la relație triunghiulară, puteți fi voi, poate să fie persoana cealaltă, o persoană între voi sau o situație anume, da? Sau o familie, nu contează. Da? Însă, această persoană este departe, s-ar putea să vă separe un drum efectiv. Lucruri care voi știți că nu au fost corecte, una dintre persoane, fie voi, fie cealaltă persoană, a oferit mai mult și timp și sentimente decât cealaltă persoană, care era mult mai axată pe lumea materială, mult, da, analitică, analiza, știa ceea ce își dorea. Parcă avea un plan bine stabilit, însă destinul a intervenit și din această stabilitate s-a ajuns la ceva, bineînțeles, instabil. Și una dintre persoane acum așteaptă această egalitate, așteaptă acest ajutor, așteaptă această reparație, în ghilimele. Are nevoie de anumite explicații din partea celelalte persoane pentru a putea merge mai departe. O persoană extrem de încăpățânată, o persoană extrem de arogantă, însă dumneavoastră vă văd că veți lua acest risc și veți colabora, veți veni către această persoană. S-ar putea simte energia persoanei respective care își dorește să aibă aceste explicații, care își dorește să înțeleagă unele lucruri. Aceste lucruri sunt din trecutul relației și să știți că va exista în luna august colaborare între voi și această persoană, va exista o întâlnire, însă acest trio se va menține în această lună august, acolo unde este cazul. Nu toată lumea este în această situație. În orice caz, un nou început frumos în dragoste, dar și pe plan profesional. Dumneavoastră veți lua anumite riscuri pentru o poziție anume în ceea ce privește o afacere sau în ceea ce privește o decizie de colaborare pentru un proiect anume în cariera dumneavoastră.
Și voi sunteți, să zic așa, inițiatorii sau voi sunteți cei care coordonați acest proiect sau veți coordona acest proiect, mai bine spus, în luna august. Dar este și o nouă dragoste care poate intra în viața dumneavoastră, o cu totul o nouă persoană, dar foarte mult simt că este această persoană din trecut cu care veți avea o nouă posibilitate de a avea o relație frumoasă. Vă este teamă. În continuare aveți această frică, aveți această teamă. Teama dumneavoastră este legată în ceea ce privește această colaborare cu persoana respectivă. Poate fi o persoană cu care ați lucrat sau lucrați încă sau aveți meserii conexe, însă vă este teamă că veți fi respins, vă este teamă sau respinsă, da? Vă este teamă că lucrurile nu se vor debloca, vă este teamă că aceste planete nu se vor alinia și aveți în continuare anumite energii, să zic așa, negative legate din trecut pe care le lăsați să intre în prezentul dumneavoastră și creați o stare de insomnie, creați o stare de nesiguranță, vă culcați fie foarte devreme, vă treziți în tuiul nopții, vă sculați foarte devreme de asemenea. Însă luna august pentru voi, în general, dragii mei, este o lună în care dumneavoastră veți lua risc atât financiar cât și sentimental. Până la urmă nu veți mai sta cu mâinile în sân, exact așa cum arată această carte. Veți da la o parte această încăpățânare, veți renunța la gândul că dumneavoastră n-ați depus eforturi multe, timpul necesar sau persoana respectivă. În orice caz, parcă nu o să vă mai gândiți la acest trecut și în luna august vă veți concentra pe aceste noi începuturi, da? Pe plan profesional și pe plan sentimental. Însă către finalul lunii, colaborarea aceasta care va veni într-un moment cheie, pentru că aveți roata norocului, și veți ști când va veni acel moment, această comunicare, da? Această întrevedere, repet, va veni într-un moment cheie. Așteptarea dumneavoastră va da rezultate pozitive, lucrurile se vor debloca și destinul vă va plasa exact acolo unde trebuie. Din această inegalitate, lucrurile vor fi oarecum egale, dar veți continua să rămâneți cu această frică, cu această teamă. Puteți fi voi, poate fi persoana cealaltă, dar sau alții dintre voi, cei care nu aveți frică sau teamă de ceva, veți continua să aveți aceste insomnii în această lună august. Haideți să vedem. Ca și energii zodiacale, să știți că văd foarte mult Capricorn, Fecioară, Taur, precum Rac, Scorpion și Pești. Vreau să pun un pic aici, să clarific această carte cu aceste insomnii. Frica noastră este legată de principii, legată de valori, legată de ceea ce voi discuta cu această persoană, ce o să-i spun, ce o să-mi spună. Frica aceasta că cineva are de ales între două persoane, fiind o relație triunghiulară. Teama de respingere, de asemenea, însă cel mai mult este legat și prudența. Noastră vă este frică pentru că știți că va trebui să fiți prudenți, prudenți în ceea ce vorbiți, în ceea ce spuneți,
vă zbateți între principiile și valorile dumneavoastră și iubirea pe care o purtați pentru această persoană. Una dintre persoane s-ar putea să fie căsătorită, însă în orice caz teama aceasta se concentrează în această direcție, dragii mei. Haideți să vedem totuși sfatul cărților pentru voi. Sfatul cărților este să lăsați această aroganță la o parte, să lăsați această încăpățânare la o parte și să alegeți cu sufletul să luați acest risc, atât în ceea ce privește planul financiar, să faceți ceva ceea ce vă motivează și veți reuși. Și să nu vă mai fie teamă, da? Pentru că prin această aroganță pe care dumneavoastră o creați, și această idee care este în jurul dumneavoastră, cum că nimeni nu poate ajunge la dumneavoastră, că nu se poate că nu poate exista această comunicare, deci creați un paravan, este doar o idee falsă a dumneavoastră, că dacă vă mențineți și sunteți și păreți extrem de sigur pe voi și tari și așa mai departe, dumneavoastră de fapt nu sunteți, da? Și să lăsați această, eu știu, acest ego la o parte pentru a putea discuta, pentru a ști ceea ce să spuneți conform principiilor dumneavoastră, valorilor dumneavoastră și să faceți alegerea bună, pentru că această indecizie a voastră vă creează foarte multe greutăți, da? Care se pot manifesta și în alte, în alte direcții. Da? Deci eliberați-vă de acest ego, eliberați-vă de această încăpățânare. Dragii mei, aceasta este etalarea pentru voi. Sper să fi găsit elemente importante. Vă mulțumesc tuturor pentru vizualizări și sper să ne revedem cu bine la noi etalări la fel de interesante. La revedere!